Pionierii misiunii globale sunt eroii anonimi ai misiunii adventiste. În toată lumea, sute de pionieri ai misiunii globale, laici, merg în zone noi și la noi grupuri de oameni pentru a înființa o nouă congregație adventistă. Multe din locurile unde ei încep să lucreze sunt zone unde biserica nu a avut succes în trecut, dar nimeni nu le-a spus pionierilor că nu pot lucra acolo. Cu diurne mici, acești pionieri se duc să lucreze între oameni și pun în practică metoda lui Hristos de a lucra. Ei se amestecă printre oameni în câmpurile de orez, jucând fotbal cu copiii, în orașe, îi manifestă simpatie, lucrează pentru nevoile oamenilor în moduri foarte practice și câștigă încrederea oamenilor pe care îi solicită să-L urmeze pe Isus. Am văzut pionieri folosind multe metode diferite pentru a îndeplini nevoile oamenilor. Ei s-au implicat la fel ca Isus în cadrul comunității. Darul anual pentru jertfă are loc la sfârșitul săptămânii de rugăciune. Este o ocazie pentru noi să ne jertfim pentru misiune. Vă încurajez să dăruiți cu generozitate în această ocazie. Să mergem în vizită la un pionier al misiunii globale chiar acum. În Sri Lanka, majoritatea tinerilor adulți își continuă cariera, dar Rupan a mers pe un alt drum. La vârsta de 23 de ani, Rupan a înțeles scopul lui Dumnezeu pentru viața lui și a decis să-și folosească instruirea în domeniul remediilor naturale pentru a servi ca pionier al misiunii globale. Inima îmi spune să fac lucrarea lui Dumnezeu. Cred că Duhul Sfânt m-a convins să fac lucrarea lui. De aceea am ales să devin pionier al misiunii globale. El a fost trimis într-un oraș numit Omanti, o comunitate budistă la 274 de kilometri depărtare de capitala țării, Colombo. Având o populație de peste 22 de milioane de oameni, această țară din Asia de Sud, în Oceanul Indian, este una cu o diversitate și cultură bogată. Sri Lanka este căminul a numeroase grupuri etnice, religii și obiceiuri diferite și are multe ocazii pentru misiune. Rupan a încercat să găsească metode de abordare a comunității. De cum a sosit, el a început să meargă prin oraș, din ușă în ușă și construind relații. După zile de vizite la domiciliu și înțelegerea modului de viață al comunității, Rupan a înțeles că există o nevoie enormă pentru dezvoltarea stilului de viață și asistență medicală. El a mers din nou prin oraș, de data aceasta prezentând solia adventistă de sănătate, care a stârnit interesul și curiozitatea oamenilor pe care i-a vizitat. Într-o zi, Rupan a întâlnit o familie care avea în proprietate un hotel. Capul familiei suferea de diabet, iar starea lui se înrăutățea. Prima vizită a lui Rupan la ei nu a fost ușoară. Ei nu credeau solia de sănătate. Dar după ce s-au gândit mult la ea, proprietarul hotelului a fost de acord să o încerce. Rupan a început prima sesiune cu o rugăciune, ceea ce era foarte neobișnuit pentru proprietarul hotelului. Apoi el a pregătit toate lucrurile de care avea nevoie și a continuat procedura. După luni de vizite și sesiuni de terapie cu apă, rănile proprietarului de hotel au început să se vindece. Uimit de aceste rezultate, proprietarul a dorit să cunoască mai bine solia de sănătate. În timp, el l-a primit pe Hristos și a fost botezat. Acum el este nerăbdător să creadă în Isus. Ajutându-i, eu pot să prezint iubirea lui Dumnezeu prin acest tip de tratament. Am învățat cum să prezint iubirea și cum să îngrijesc mai bine oamenii. Da, acest tratament este foarte eficient pentru abordarea oamenilor din zonă. Rupan este doar unul dintre numeroșii pionieri ai misiunii globale care prezintă Evanghelia în fereastra 1040. Rugați-vă pentru Rupan, în timp ce el continuă să abordeze oamenii și să-i ajute prin lucrarea de vindecare făcută de Dumnezeu în aceste zone dificile din Asia de Sud.